Reprezentanții serviciului Vamal au emis un comunicat de presă în care menționează că instituția constată în continuare un număr mare de cazuri de depășire a termenului de aflare pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor de transport cu numere străine. În context, serviciul Vamal a emis și o atenționare destinată persoanelor care au introdus în țara autovehicule cu numere străine. În nota informativă, de asemenea, reprezentanții serviciului Vamal spun că sunt înregistrate frecvent cazuri de încălcare a prevederilor legale privind interzicerea folosirii mijloacelor de transport declarate prin acțiune de alte persoane decât cele care le-au declarat prin acțiune organului Vamal. Serviciul Vamal reiterează că începând cu data de 1 ianuarie 2021 este interzisă vânzarea mijlocului de transport declarat prin acțiune pe teritoriul Republicii Moldova, donarea acestuia, punerea la dispoziția unei alte persoane cu excepția soțului soției și rudelor pe linie ascendentă și descendentă directă ale persoanelor care au introdus în țară mijlocul de transport, transmiterea prin moștenire, oferirea spre închiriere, sub închiriere, darea în comodat, gajarea. Aceste acțiuni pot fi realizate pe teritoriul Republicii Moldova doar cu acordul organului Vamal după achitarea drepturilor de import. Nerespectarea acestor condiții se sancționează cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul Republicii Moldova. În ceea ce privește termenul de aflare pe teritoriul țării a mijloacelor de transport declarate prin acțiune și plasate sub regim Vamal de admitere temporară, acesta nu poate depăși 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive.